Bine v-am regăsit la rezolvări de circuite de curent continuu. Pentru a rezolva problema de azi vom avea nevoie de ceea ce am predat în cursurile de aplicații rețele infinite și totul despre gruparea surselor. Vă recomand pentru o mai bună înțelegere a rezolvării problemei de azi să vedeți sau să revedeți aceste două videoclipuri. Întâi găsiți ca de obicei linkurile în descriere. Să vedem enunțul problemei. Cât este puterea maximă pe care o poate da unui circuit rețeaua infinită din figură? Sursele sunt identice și au tensiunea electromotoare E 10V și rezistența internă R mic 2 ohmi. Puterea pe care o poate da o sursă unui circuit este maximă atunci când rezistența circuitului este aceeași cu rezistența sursei. Dacă nu știți de ce, am demonstrat acest lucru în al cincilea curs de curent continuu cu titlul Energia și puterea curentului continuu. Această putere maximă se poate calcula cu relația P maxim este E pătrat supra 4 R mic, unde E mare este tensiunea electromotoare a sursei și R mic rezistența ei internă. Deci, ca să putem calcula puterea maximă pe care rețeaua noastră infinită o poate da unui circuit, trebuie să calculăm tensiunea electromotoare echivalentă a rețelei noastre și rezistența internă echivalentă. Să începem cu rezistența internă. Dacă înlocuim în rețeaua noastră infinită de surse, fiecare sursă cu rezistența ei internă, obținem tot o rețea infinită, dar de data asta rezistivă, în care avem doar rezistori, și care arată așa cum vedeți în desen. Și cel mai simplu mod de a calcula rezistența unei rețele infinite este, așa cum am arătat în videoclipul dedicat acestei probleme, să ne imaginăm că adăugăm o celulă structurală, adică acel grup de rezistori care prin repetiție formează întreaga rețea infinită despre care vorbim. Adăugând o astfel de celulă structurală la o rețea infinită, nu se schimbă rezistența rețelei. De altfel, nici scăzând o astfel de celulă. Și atunci ajungem la acest montaj. De fapt, ne folosim de proprietatea infinitului, care spune că infinit plus minus x este tot infinit, cu condiția evident ca x să nu fie și el infinit. Și atunci ajungem la un montaj finit, a cărui rezistență știm să o calculăm și în care apare rezistența echivalentă a rețelei noastre infinite. Pentru că am înlocuit toată rețeaua infinită cu rezistorul R indice E. Și atunci putem calcula rezistența acestui montaj. Avem 1 supra R, deocamdată voi scrie R mare, dar la sfârșit sper că ne vom aminti că de fapt vorbim despre o rezistență internă, plus pe ramura cealaltă am R plus R, adică 2R, plus rezistența echivalentă a rețelei noastre infinite, trebuie să fie egal cu 1 supra R echivalent. Aceste două rezistențe echivalente nu se referă la același lucru. Aceasta este rezistența echivalentă a rețelei infinite, iar aceasta este rezistența echivalentă a montajului finit. Dar pentru că ele sunt egale, așa cum am arătat, le notăm la fel, R indice E. Și atunci avem 1 supra R indice E, este egal cu, aici am 2R plus R, 3R plus R echivalent, supra 2R pătrat plus R înmulțit cu R echivalent. Adică 3R înmulțit cu R echivalent plus R echivalent la pătrat trebuie să fie egal cu proprietatea fundamentală a unei proporții,
cu 2R pătrat plus R înmulțit cu R echivalent. O ecuație de gradul 2 în R echivalent. Să o scriem în forma ei canonică, RE pătrat plus RE înmulțit cu 3R minus R 2R și minus 2R pătrat egal cu 0. Discriminantul este B pătrat 4R pătrat plus, pentru că am aici minus, de 4 ori 2R pătrat, adică plus 8R pătrat, deci discriminantul are valoarea 12R pătrat. Și atunci R echivalent 1, 2 va fi minus B, minus 2R, plus minus radical din 12R pătrat, 2 radical din 3R supra 2A2. 2 se dă factor comun și se simplifică și acum să ne amintim că de fapt vorbim despre rezistența internă echivalentă a rețelei, care de obicei se notează cu R mic. R mic echivalent va fi soluția cu minus, aici n-are sens fizic, pentru că e negativă și rezistența nu poate fi negativă. Și atunci, R mic echivalent va fi R mic pe lângă radical din 3 minus 1. Și am găsit valoarea rezistenței echivalente a rețelei noastre. Și acum să folosim aceeași metodă pentru a calcula tensiunea electromotoare echivalentă a rețelei. Presupunem că adăugăm o celulă, cea colorată în roșu. Și acum avem montajul pe care îl vedeți, în care am înlocuit rețeaua infinită cu o sursă care are tensiunea electromotoare echivalentă a rețelei, adică tensiunea electromotoare pe care vrem să o calculăm. Dar și rețeaua finită, montajul pe care îl vedeți, are aceeași tensiune electromotoare. De fapt, putem să simplificăm și mai mult montajul. Putem considera că avem doar două surse, așa cum vedeți în acest desen, legate în paralel. Una este sursa din stânga, cu tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic. Și cealaltă este sursa echivalentă celor trei surse care erau legate în serie. Și atunci avem tensiunea echivalentă acolo E plus E plus E echivalent 2E plus E echivalent, pentru că cele trei surse erau legate în serie și atunci tensiunile lor electromotoare se adună. Iar rezistența internă va fi R mic plus R mic, adică 2R mic plus rezistența internă echivalentă a rețelei, care știm acum că este R mic pe lângă radical din 3 minus 1, ceea ce înseamnă că aici vom avea R mic pe lângă radical din 3 plus 1. Deci avem aceste două surse legate în paralel. Și am arătat în cursul aplicativ totul despre gruparea surselor, că dacă două surse sunt legate în paralel, atunci tensiunea electromotoare echivalentă celor două surse se poate calcula cu relația E1R mic 1 plus E2R mic 2, totul supra R mic 1 plus R mic 2. Să aplicăm această formulă celor două surse pe care le avem noi în montajul nostru. Și atunci avem E echivalent va fi egal cu fie aceasta prima sursă și aceasta a doua. Și atunci am E înmulțit cu R radical din 3 plus 1, R mic pe lângă radical din 3 plus 1, plus E2, adică 2E plus E echivalent, înmulțit cu R mic, totul supra
R mic plus R mic pe lângă radical din 3 plus 1, ceea ce înseamnă de fapt R mic pe lângă radical din 3 plus 2. După ce simplificăm cu R, obținem că radical din 3 ori E plus E plus de 2 ori E plus E echivalent, am terminat cu numărătorul, trebuie să fie egal cu radical din 3 ori E echivalent plus de 2 ori E echivalent. Adică, să începem cu partea din dreapta, radical din 3 E echivalent plus 2 E echivalent minus E echivalent plus E echivalent trebuie să fie egal cu, aici am radical din 3E plus 3E, radical din 3E plus 3E. Și atunci E echivalent pe lângă radical din 3 plus 1 este egal cu E pe lângă radical din 3 plus 3. Ceea ce înseamnă că E echivalent va fi E înmulțit cu radical din 3 plus 3 supra radical din 3 plus 1. Și dacă raționalizați această fracție, veți vedea că E echivalent este radical din 3E. Deci tensiunea electromotoare echivalentă pentru întreaga noastră rețea infinită este radical din 3 înmulțit cu tensiunea electromotoare a unei singure surse din această rețea. Acum știm că rețeaua noastră infinită se comportă ca o sursă care are tensiunea electromotoare echivalentă radical din 3 ori E și rezistența internă echivalentă R mic pe lângă radical din 3 minus 1. Așa că putem calcula puterea maximă pe care o poate da unui circuit, o poate debita pe un circuit folosind relația P maxim este E echivalent pătrat supra de 4 ori R echivalent. Adică puterea maximă va fi radical din 3E la pătrat este 3E pătrat supra de 4 ori R mic pe lângă radical din 3 minus 1. Și dacă ținem seama de faptul că E este 10 volți și R mic este 2 ohmi, obținem că puterea maximă este 3 ori 100, 300, supra 4 ori 2, 8, pe lângă radical din 3, minus 1, vați. Și dacă ducem calculele până la sfârșit, găsim că puterea maximă este aproximativ 51 de vați. Deci rețeaua noastră infinită poate da unui circuit puterea maximă de aproximativ 51 de wați. Aceasta a fost problema rezolvată pe care am vrut să vă prezint azi. Sper că v-a plăcut și că ați putut învăța ceva din ea. Pe curând!